Hei, salutare, dragi prieteni, ce mai faceți? Și bine ați venit la un nou videoclip dedicat celor care nu vor să devină prim-ministri. Eu nu sunt un mare fan al politicii, dar fetele nu ar trebui să fie nici ele fane, deoarece în limba română nu există substantivul fană sau fane, deci acea piesă cu nume lasă fanele este greșită. Chiar dacă fac acest videoclip, nu vreau să mă consider mai special decât voi, deoarece mai special nu există în limba română, ci doar special. Chiar dacă fac aceste clipuri, fac decât câțiva cenți. Nu fac decât câțiva cenți, fac doar câțiva cenți. Dacă spuneam nu fac decât câțiva cenți, atunci era corect. Am fost și eu plecat. Confortul nu era foarte mare în CFR, fiindcă este greșit, deoarece corect este confort. Atenție și la din și dintre. Deși aici există cumva așa o polemică, există totuși o regulă. Din și dintre. Din folosim momentul în care urmează un substantiv la singular. Ești cea mai frumoasă din clasa 9. Da? Și când urmează un substantiv la plural, ești cea mai frumoasă dintre colegele tale, atunci e corect. Deci, a ieșit soarele din nori. Este cam greșită sintagma asta. S-au mai întâmplat câteva evenimente destul de nasoale. Și am vrut să-mi cer scuze pentru asta. Nu vreau să-mi cer scuze, vreau să vă cer scuze. Deși toată lumea spune, îmi cer scuze, nu-și cer scuze ție, ci cer scuze persoanei respective. Corect este, îți cer scuze, nu îmi cer scuze. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați, să dați un share, un like, un subscribe, bani de o bere pe TypeStream și să ne revedem în curând cu alte greșeli, cu alte greșeli frecvente în limba română. Sunt o grămadă, din păcate.